Zilele trecute a fost lansată a doua ediție a Ghidului Asiguratului. Ghidul cuprinde informații despre calitatea de asigurat, pachetele de servicii medicale, modalități de accesare a serviciilor pe fiecare domeniu de asistență medicală, precum și drepturile și obligațiile asiguratului, conform reglementărilor în vigoare la ora actuală. Ghidul se adresează atât persoanelor asigurate cât și celor neasigurate, care pot afla care sunt serviciile medicale la care au dreptul și care este modalitatea de accesare a acestora. Actuala ediție a Ghidului Asiguratului era necesară la peste 2 ani de la apariția primei ediții, în condițiile în care în acest răstimp pachetele de servicii pentru persoanele asigurate și neasigurate s-au lărgit considerabil. Totodată, în redactarea acestei ediții s-a ținut cont de propunerile și recomandările primite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate după parcurgerea ediției precedente a Ghidului. Informarea corectă, completă și accesibilă a persoanelor asigurate este o condiție fundamentală pentru buna funcționare a oricărui sistem de sănătate. Ghidul asiguratului este un instrument menit să sintetizeze, într-un mod ușor de înțeles, principalele prevederi ale vastei legislații din domeniu, care inevitabil este scrisă într-un limbaj al terminologiei de specialitate medicală și juridică. Iar a fi asigurat îți dă drepturi, dar îți dă și obligații. Dreptul la serviciul medical înseamnă și obligația de a avea grijă de propria sănătate, nu doar când te simți bolnav, de a trece pe la medicul de familie în scop preventiv, afirmă Valeria Herdea, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Totodată, lansarea noii ediții a Ghidului Asiguratului este primul pas al unei campanii de informare publică despre drepturile și obligațiile asiguraților, ce se va desfășura pe parcursul următoarelor luni. A doua ediție a Ghidului Asiguratului este postată pe site-ul CNAS, www.cnas.ro, pe paginile de internet ale caselor de asigurări de sănătate din teritoriu și promovată pe pagina de Facebook a instituției. Linkul direct către ghid este afișat pe ecran.